Din data de 20 aprilie și până în luna noiembrie, CNADNR va monitoriza autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România, inclusiv cele înregistrate în alte state. Înregistrările pentru recensământul de trafic vor fi efectuate timp de 10 zile în diferite perioade ale anului, 2 zile în aprilie, 2 zile în luna mai, 3 zile în august, 1 zi în octombrie și 2 zile în noiembrie și vor fi încheiate în data de 14 noiembrie 2015 la ora 20. Vor fi amplasate 960 de posturi de înregistrare pentru cele naționale și aproape 2400 pentru cele județene și comunale. În cadrul acestui proces vor fi monitorizate toate vehiculele, de la biciclete și motociclete până la tiruri și căruțe. Pe rețeaua de drumuri naționale, înregistrarea circulației va fi realizată prin direcțiile regionale de drumuri și poduri, iar în cazul drumurilor județene și comunale, acțiunile vor fi derulate de consiliile județene sub coordonare tehnică și metodologică din partea companiei de drumuri. Recensământul traficului rutier se efectuează periodic, odată la 5 ani, și are ca scop stabilirea celor mai aglomerate șosele și a numărului de mașini care circulă pe ele. În final, se va putea stabili cât de solicitată este rețeaua de drumuri din România.